Dragi credincioși, continuăm astăzi proiectul împreună, proiect organizat de către conducerea cultului creștin pentecostal. Astăzi suntem în ziua 201, citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 1 până la versetul 16. În privința acestor întâmplări, teologii au părerile împărțite. Sunt teologi care spun că Apostolul Pavel ar fi fost mânat doar de sentimente în decizia sa de a călători spre Ierusalim și nu neapărat de voia lui Dumnezeu. Astfel, Spun acești teologi că, inclusiv apostolii, au avut vulnerabilitatea de a nu umbla în dependență totală de Dumnezeu. Însă, dacă ne uităm mai atent în cadrul larg al scripturilor, descoperim că scopul călătoriei lui Pavel, Pavel la Ierusalim avea cel puțin două obiective. Întâi de toate, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu că apostolul Pavel dorea să ajungă la Ierusalim pentru că avea motivația să înmâneze personal darul de bani pe care îl strânsese de la bisericile dintre neamuri și să-l doneze cu mâna sa. Probabil se simțea responsabil de suferința pe care a cauzat-o tot prin mâna sa în cadrul bisericilor din Ierusalim. A doua motivație, al doilea obiectiv al călătoriei sale, cu siguranță a fost convertirea celor din neamul său, convertirea iudeilor. Din acest text extragem două idei. Prima idee este următoarea: Dragostea, față de apostolul Pavel față de cei din neamul său, a fost mai presus de siguranța persoanei sale. Pavel nu a considerat siguranța persoanei sale ca fiind argumentul principal al slujirii Domnului Isus Hristos. Atât de frumos și de profund spunea Domnul Isus că nu este mai mare dragoste decât să și dea cineva viața pentru semenii săi. Apostolul Pavel, motivat de dragoste, era gata să plătească prețul. În dragostea sa pentru frații săi de neam, iudei, apostolul nu a considerat bunăstarea sa fizică drept un argument suficient de puternic pentru a-l abate din drum. Rugămințile cu lacrimi ale credincioșilor din cezarea l-au afectat emoțional pe Pavel, dar nu l-au determinat să renunțe la hotărârea sa fermă de a călători spre Ierusalim. În cele din urmă, creștinii din Cezarea, văzând că Pavel este hotărât să parcurgă acest drum, au spus în felul următor, facă-se voia Domnului. Vedem că dragostea apostolului Pavel a fost mai presus de siguranța sa personală, iar privilegiul de a-l sluji pe Hristos a fost mai presus decât pericolele întâmpinate deseori în călătoriile sale, despre care Pavel scria mai târziu, Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustie, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Al doilea lucru important pe care le extragem din textul de față este faptul că vedem cât se poate de clar că Domnul și-a pus amprenta suverană peste toate aceste evenimente, imprimându-le un curs spre slava Sa. Dacă ne uităm două capitole mai departe în activitatea misionară a Apostolului Pavel, găsim că Domnul îi spune lui Pavel în felul următor: Fapte, capitolul 23, versetul 11. Îndrăznește Pavel, că -și după cum ai dus mărturie despre cele privitoare la mine în Ierusalim, așa trebuie să duci mărturie și în Roma. Iar mai târziu, când apostolul Pavel ajunge în Roma, fiind închis, întemnițat, el scrie în felul următor. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și astfel vedem cât se poate de clar cum Domnul și-a pus amprenta suverană peste toate aceste evenimente, imprimându-le un curs spre slava sa. La sfârșitul acestei lecturi, să ne rugăm Domnului să fim motivați de aceeași dragoste pentru cei pierduți și să facem toate demersurile pentru înaintarea Evangheliei. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.